A doua sesiune a examenului de bacalaureat începe la data de 16 august, debutând cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română. Pe parcursul săptămânii viitoare se vor desfășura toate probele orale, iar începând cu data de 22 august încep probele scrise, rezultatele finale fiind afișate la data de 1 septembrie, potrivit calendarului Ministerului Educației. În județul Mureș, peste 1000 de elevi s-au înscris pentru sesiunea din toamnă. Avem în jur de 1050 de elevi, o parte care nu au promovat examenul de bacalaureat, iar cealaltă parte care au fost corigenți la diferite discipline și au promovat clasa 12-a. De fapt, pentru aceea s-au organizat și probele orale care dau integral examenul de bacalaureat. Ceilalți doar din disciplinele la care nu a obținut nota 5 sau nu a ieșit media 6. În județul Mureș vor fi două centre de examen unde elevii vor putea să susțină probele orale și scrise și trei subcomisii. Avem două centre de examen, respectiv trei subcomisii. Încercăm ca elevii să nu se plimbe, să nu-i purtăm pe drumul și aceste subcomisii au fost stabilite în funcție de zone geografice ca să fie cât mai aproape de elev. Un singur centru de corectare, dar nu știm unde se vor corecta sau cine va veni la noi, dar noi am stabilit un centru de corectare. Cele trei subcomisii vor fi dispuse, au mai spus reprezentanții ISJ Mureș, la Reghin, Sighișoara și Luduș.